Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit! Atunci când mergem la un interviu de angajare, trebuie să arătăm impecabil. Dacă nu atunci când? Exact! Așa că dacă aveți de gând să vă schimbați jobul sau vă pregătiți pentru un super interviu la care aveți emoții, măcar să arătați bine. Despre make-up la interviuri o să vorbim cu Emma Dărvășan și o să și facem un exact, make-up. Exact, o să facem și o mică demonstrație. O mică mare demonstrație. Începe Fresh Access. Eu, dacă aș merge acum la un interviu de angajare, mi-aș scoate în evidență ochii, aș vrea un machiaj prin care să, nu știu, să am ochii în evidență, buzele mai puțin, pentru că dacă sunt cu un ruj foarte strident, nu știu, mi se pare exagerat și de prost gust. Este într-adevăr. Se preferă culorile cât mai naturale și un machiaj natural, dar care să ne pună în evidență și trăsăturile frumoase. Și uite, mie mi-ai făcut ochii mai expresivi, așa mi se pare. De fapt, asta putem să punem accent. Da, categoric. Contează evident și unde ne angajăm, în ce domeniu. Asta așa este, chiar contează. Multe joburi au tipuri de machiaj chiar standard, de exemplu la însoțitoarele de zbor, la stewardeze, ele nu au voie să se machieze decât într-un anumit fel, nu foarte pronunțat. Uh-huh. Se preferă naturalețe, simplicitate, dar oricum... Ok, păi și cum facem dacă vrem noi să mergem la angajare? Pe Beni cum îl machiem? Păi n-auzi buze natural, roz? Nu trebuie clar, era vorba de... Noi vorbim aici stewardeze. Lucruri serioase și... Nu, dar lucruri serioase și băieții mei la interviu, Anisa, nu doar fetele. Asta e ideea și trebuie să ne gândim cum mergem și noi la interviu. Voi? Da. Cu ce aveți în cap? Așa. Cu o ținută dacă decentă. Dacă avem în cap. O tunsoare frumoasă. Dacă nu vă ajută ce aveți în cap, nici că vă poate ajuta altceva. La, pe noi ne mai ajută, uite, un acum zâmbet, nu-mi dau seama dacă te referi la păr sau ce avem în cap, adică așa. Voi nu trebuie să vă faceți probleme, sunteți minunați așa cum v-a lăsat Doamne. Doamne, deci puteți să mergeți la orice interviu, dar nu e cazul. Corect. Așa. Uite, Anisa, pentru un interviu s-ar prefera un ruj cât mai natural și nude. Cu asta nu dau greș, nu? Poftim? Cu asta nu dau greș. În niciun caz. Ok. Clar, mereu o să fie preferată o nuanță naturală. Da, chiar. Dacă este un machiaj... Da, chiar. Dacă este un machiaj cât mai natural, de ce ne mai machiem? Adică asta e ideea. Răspunsul, Emma. Răspunsul. Păi, de ce ne machiem... În primul rând, în fiecare zi. În primul rând, machiajul, să știți că protejează și tenul de toate bacteriile de afară, are rol și protector, nu și de doar vânt, ne... dacă e frig. Nu doar ne face frumoase și atât. No. Corect, dar ne dăm cu o cremă protectoare, adică de ce dragii mei, haideți să vă explic. Atunci când te dai cu un fond de ten, capătă un aspect, da? Tenul tău, fața ta. E porțelanată, arată altfel. E mai luminoasă fața ta fără fond de ten nu are un aspect sau cum? Nu are același aspect. Este normal. E mai frumoasă cu asta. Adică, ok, tu vrei să-mi spui că sunt frumoasă și fără machiaj. Dar crede-mă, machiajul are rolul lui. Eu cred că machiajul și... poate pune în evidență trăsăturile unei fete dacă e un machiaj foarte așa fin, discret, păi da, nu asta foarte... Asta spuneam și noi. Pentru că nu vreau să se uite lumea la mine sau cel puțin la un interviu, Emma, să-mi spună ce machiaj frumos are fata asta. Nu, să spună ce frumoasă da. E. Adică da, uite cum ți-a, Emma, cum ți-a făcut ochii, acum ți ies în evidență, cum ți-a conturat, îmi place foarte mult. Și nu e excentric, așa, adică e foarte spune-ne ok. Spune-ne mai multe despre. Hai să vedem câteva poze, câteva sugestii de machiaj de business, ca să spunem așa, pentru interviu și să le comentăm puțin. Te-ai pregătit? M-am pregătit, m-am pus uite aici lângă tine. Cu mine ai terminat cu mine? Uite, machiajul ăsta da. Mi se pare foarte... Clar, este puțin, totuși exagerat, foarte, foarte puțin, e... De preferabil la un interviu trebuie machiajul să fie mult mai natural la ochi. Da, zici că e prezentare de modă. Dar
Da, doar că să știi că e mult mai profesional să te duci la un interviu puțin machiată frumos decât nemachiată. Da, bine, da. Acum asta, dacă mă angajez clar. În zona beauty, merg în consultant exact, în beauty. Despre asta vorbeam. Fiecare job are o grămadă de variante de machiaj. Dar oricum, decența e pe primul loc. Decența, simplicitatea și finețea până la urmă. Da. Hai să vedem. La mine mai am ceva de... La tine, uite. De exemplu, am putea schimba culoarea de pe buze pentru un interviu, să spunem, pentru o bancă. Uite, dar pentru culoarea un interviu la Fresh Access. La Fresh Access, da. Dacă vrei să te duci să lucrezi la o bancă, băncile chiar sunt foarte... La Fresh Access. La Fresh Access. Da, cum ar fi trebuit să mă prezint eu la interviu? Ea știe că tu ai făcut, ai studiat economia, Anisa, nu? Uh-huh. Uite, ea te trimite acolo la bancă, la trebuie să lucrezi cu cifre. Cu... Nu, era doar un exemplu în care angajatorii preferă culori cât mai nud la buze, chiar mai nud decât ce ți-am făcut eu înainte. Este un pic portocaliu, așa. Foarte puțin. Ca totuși să aibă și pigment pielea. Îmi place. Păi ce să mai... Deci cu un machiaj natural. Un machiaj natural, frumos, simplu. Discret. Auzi, da. Dacă vrem, putem să dăm și un eyeliner finuț, de exemplu, cum mi-am dat eu. Vrem? Da, acum, sigur, întotdeauna acum, eyeliner. Acum, fără glumă, pentru un băiat, nu e ok să se macheze când se duce la un interviu, în sensul că să-și dea cu fond de ten. Cu... Dar de ce insiști cu asta, Ben, cu gluma asta? Păi, dar nu e glumă, e serios. De exemplu, dacă ai coșuri pe față. Eu, de exemplu, îmi dau cu fond de ten. Da, uite, fratele meu își dă în continuu fond de ten, eu nu am folosit. Pentru televiziune, e normal atunci când sunt luminile, reflectoarele pe tine. Dar nu pentru televiziune, și... pentru dar un acum, interviu. Imaginează normal. Și tu să vezi un bărbat la interviu dat cu fond de păi ten. Păi da, dacă ai coșuri. Dacă ai foarte păi multe coșuri, dacă ai acne. Ai coșurile, adică ce legătură are? Păi da, nu trebuie să fii frumos, să fii adică frumos. Asta trebuie zic. Trebuie să fii frumos. Că dai cu fond de ten la... Nici nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Răspunde tu, Emma, că... Păi eu voiam să o întreb pe experta noastră, Emma, care eu zic, sincer, că este la alegerea fiecăruia. Dacă tu te simți mai bine să ieși din casă cu puțin fond de ten dat pe coșuri, poți să faci și asta. A, zona coșurilor, da, dar nu pe toată fața. Păi unde altundeva, Anisa? Eu am zis să acoperi coșurile. Dar nu dai așa toată fața cum machiezi o femeie cu, pe toată fața. Doar în zona coșurilor, să fii mai frumos, că na, dacă... Dar ce, voi mai aveți coșuri acum, la vârsta asta? Păi eu n-am, dar să știi că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți băieți care au acne, mai ales cu alimentația asta, cu fast food-urile. Și na. Da, așa este. Depinde ce te face pe tine să te simți confortabil. Eu sunt pregătită pentru un interviu. Tu ești pregătită pentru un interviu, într-adevăr. La cer, în bancă? Exact, la o bancă. Cam Emma vrea neapărat sincer... să te trimită la bancă. Păi se câștigă bine acolo, măi, voi nu știți. Așa. Nu se mai câștigă. La Fresh Access? La Fresh Access, într-adevăr. În domeniul sanitar? În domeniul sanitar nu este acceptat machiajul. Aolea, deoarece... deloc, deloc? Nu. Deoarece substanțele chimice de pe față pot interacționa cumva cu unele substanțe din spital. Bine, dar la interviu poți să te duci la tu machiaj? La interviu e altceva dacă nu se ține în spital. Păi asta zic eu, interviu, așa? Și după aia când mă merg în prima zi, nu mă mai recunoaște nimeni, stai puțin. N-ai luat un interviu, era altă tipă. Da, părul cum ar trebui să fie? Părul de preferat este într-o coadă, pentru că pare cel mai profesional, sau drept. Așa. Da, uite, desfăcut cum la Anisa, nu e ok. Ba da, e ok, e foarte ok, dar pentru un look și mai profesional... Uite cum are fata asta, e ok? Da, da. E ok. Te referi și la pentru machiaj o sau prezentatoare. Da, la machiaj mă refer, dar și la păr. E super ok pentru o prezentatoare de știri, de exemplu. Uite, și un model de business make-up. Cu părul prins. Uite, chiar îmi place cum e machiată fata asta, mi se pare foarte... Da, e foarte, foarte natural, foarte fin, îi accentuează clar trăsăturile. Unghiile, cum ar trebui să le avem? Uite, văd că ele are scurte. Unghiile, are cât mai nud. Cât mai, cât mai, adică trebuie cât mai tăiate. Trebuie să se vadă. Da, exact, trebuie să se vadă unghia, că este îngrijită. Da? Dar nici acum nu ne da, ducem. Da, așa pot să merg în două culori? Să merg cu... Eu cred că nu, sincer. Cel mai bine este văzut când totul este nud și natural și profesional. Pare totul mult mai profesional. Ca mine.
Exact. Gata. Deci asta facem. Ne aranjăm, ne machiem frumos, ne îmbrăcăm decent, ne spălăm pe dinți. Asta în fiecare zi, măcar de două ori. Doar așa. La interviu tu spălăm pe dinți. Dacă nu, ne... ți-ai fațetele cu tine. Ne spălăm. Și ce crezi, că fațetele nu ți le speli? Sau cum? Evident. Ne pieptănăm și noi frumos, ne aranjăm și gata interviul. Da. Da? Rimel? Ne dăm cu rimel? Sigur că da. Și dacă lăclimăm acolo, ce facem? Trebuie să avem mereu un șervețel în caz de ne întoarcem puțin, ștergem și totul e în regulă. Aha, aha, da, da, da. Bun, uite, s-a găsit și sprâncenele le conturăm? Sigur, machiajul trebuie să fie complet. Totul trebuie să fie complet, dar natural și finuț. Și noi băieții trebuie să ne pensăm, gen pe aici, așa, să ne curățăm și așa mai departe. Dar voi curiozități legate de femei nu sigur aveți? Sigur că da, tu își da, punem. Avem și noi curiozitățile noastre, pentru că uite, numai despre voi de vorbim. Dar stai puțin, că o să aducem un specialist în zona asta, în care o să vorbim despre ținute masculine, despre... frizuri, despre... N-ai văzut că Mirela Vescan când a fost m-a machiat pe mine? Păi te-a machiat pentru că erau machiaște de TV. Da. Bun. Deci ce ați înțeles, băieți? Am înțeles că băieții trebuie să se machieze dacă ei așa simt, așa ne-a spus Emma, și doar în zona coșurilor, nu pe toată fața. Adică nu să arate... Asta. Cum? Să uite, arate... Cornelia Müller spune așa, ca să vă lămurească. Cred că frumusețea unui bărbat constă în a fi bărbat. Exact. Calitățile lui. Și frumusețea îngrijit, unei femei. Dar nu ca un clovn sau ca un papițoi. Așa și frumusețea e. Unei femei. Asta se aplică și la femei. În feminitate, evident, în candoare, în delicate. O femeie este frumoasă oricum. Pentru că e așa femeie. Este. E prin definiție, e un pleonaz femeie frumoasă. În cazul ăsta, voi aveți voie orice, noi, da. Noi nu avem voie. Noi avem voie... Dar nu vă reține nimeni din a vă da cu fond de ten pe toată fața în fiecare zi. Dacă asta vreți, puteți. Vă dau și eu dacă vreți. Ei au o frustrare, pentru că noi discutăm subiecte din astea pe beauty. E totul despre noi. Da? Și totul se rezumă la noi femeile. Pentru că voi sunteți mult mai simpli, mai simplu construiți. E normal, când vă vedem atât de frumoase cu machiaj, vrem și noi simplu. Ca să ajungem să ne ridicăm la înălțimea voastră, trebuie da. Să... Da. Să ce? Să lucrăm, să ne machiem, să lucrăm la aspectul fizic, să fim îngrijite, să fim... Nu pentru voi, stați liniștiți, glumeam. Pentru voi. Uh-huh. Da. Hai să vedem, poate ne mai scriu telespectatorii. Așa. Răzvan Angel, uite ce spune. Ben, dacă ai interviu lungi și ai coșuri, te programezi cât mai repede la un salon de cosmetică și se rezolvă problema. Păi ce, acasă adică nu pot să mă dau cu fond să de rezolvi ten, cauza, nu efectul. Nu, să rezolvi faci cauza, un tratament. Nu să... Ah, ok. Tratament oricum trebuie să faci dacă ai acne și așa mai departe. Oricum trebuie să faci tratament, nu? Adică doar nu te duci doar pentru interviu să te tratezi. Bun, am mers la interviu, am luat interviul, trebuie constant să am un machiaj discret, să o aparență ca să am o apariție frumoasă ori de câte ori merg la la muncă. Exact. Nu ca să nu creadă, să zic că lumea, uite, mă, s-a văzut cu saci urcați în căruță și acum nu își mai rezervă și a 5-10 minute în oglindă să-și dea un fond de ten pe față, nu? Categoric, da. Sigur că da. Ok, păi dacă am rezolvat cu machiajul, cu partea de sus, partea feței, eu partea cred că partea de sus. Așa, eu cred că trebuie să vorbim și despre îmbrăcăminte, păi. Nu? Adică trebuie să-ți alegi o ținută asta zic. Potrivită. Acum sunt pregătită, uitați-vă la mine, da? Arăt, am un machiaj impecabil, am și părul impecabil, dar mulțumim, trebuie să-mi iau mei. Pe mine un sacou. Nu se da. Poate. Sacoul este piesa de rezistență la orice ținută. Evident că atunci când merg la un interviu de angajare într-o bancă, așa cum tot insista Emma, îmi aleg un sacou așa mai business, mai profi. Dacă merg în zona beauty, pot să-mi aleg acest sacou, spre exemplu, pe care îl aveți în imagini și pe care l-am și eu aici. Și e wow. Uitați-vă păi cum arată. Dacă te duci și angajate direct, doar cum te-o văzut, nu mai trebuie să-ți spui detalii. Nimic. Nu e așa? Da. Bun, hai să vedem direct. Să pun acest sacou pe mine și să vedem dacă mă angajați. Crede-mă, mi se pare fascinant, mai ales acolo la mâine, că arată incredibil. Hai să vedem.
și cu puful ăsta așa. Da, chiar. Știi, mă gâdil și strănut. Te duci cu puf la angajare și uite, dar ce are? E cam mare pentru tine. Trebuie să lași o impresie puțin, bună. Oricum poate să fie oversize. Poate să fie oversize, nu-i așa? Nu, Amalia Mihart, bine ai venit la noi. Ai un microfon eu aici. Ca angajator, dacă, microfon, eu ca angajator, dacă te văd așa cu un oversize, mă gândesc, bă, săraca, nu a avut să ia. Serios, uite, în ce domeniu, când aș putea să port acest saco? Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. În funcție de evenimentul la care particip și momentul ales al zilei, se poate purta atât pe zi și atât cât și pe seară. Dar poți să merg la un interviu așa? Nu. Din punctul meu de vedere nu recomand să... Păi cum că noi am angajat-o direct, așa au venit. Nu propun, nu este o piesă vestimentară potrivită. Asta e mai pentru... mult așa de senzație, să fie o apariție. Este potrivită pentru evenimentele de tip glam, în care vrei să ieși în evidență oarecum și recomand să fie purtată fără nimic pe dedesubt. A, fără nimic, dar stai un pic să mă uit. Păi dacă ar fi fost un pic mai cambrat, ar fi fost mărimea mea, aș fi putut lejer să port. Acum adică fără nimic, n-am înțeles. Păi cum? Uite și tu cum vine cu... Păi tu ai ceva pe dedesubt. Păi da. Deci păi a zis că trebuie fără nimic. Fără nimic, ales da. Produsul să-l porți la un eveniment glam seara și ești tipologie de persoană îndrăzneață, atunci este perfectă pentru... pentru a nu-l asorta cu ceva pe sub el. Păi și nici sutien? Propun să nu. Hai, deci intre în detaliile astea. Fiecare cum se simte. N-ai înțeles, Beni, fără tu, nimic. Îți dai seama că sutiile doar că tu pui sutien. Sunt în funcție de caz. Tipologia da? Fiecarei persoane. Sunt persoane... doar niște indicații și depinde cum vrei tu să propui, să propui sacoul. Da. Cum te simți tu bine exact. În el? Uite, eu m-am simțit bine în acest sacou. Ia ajută-mă, Florinel, un pic să mă zic. Cum te-ai simțit bine? Bun, odată să zicem că ar fi mai scurt. M-am simțit bine în el cu un top. Desigur, da. Da. Exact. Dacă vorbim despre tipul acesta de produs potrivit unui anumit tip de eveniment, propun un top scurt pe dedesubt. Și un pantalon scurt. Pantalon scurt, desigur, sau un pantalon conic cu vedere la glesnă. Perfect. Hai să mai luăm niște sacori, să găsesc și eu numărimea mea. Poate... Vrei să te ajut? Te rog. Hai și să vorbim despre ele, pentru că ai foarte multe modele. Da, sigur. Și așa, bun. Ăsta ne-am lămurit. De exemplu, tu ce tip de persoană ești și ce eu sunt ce o persoană extraordinară. Ordinară. A, asta știu, da, m-am convins. Se referă dacă ești mai îndrăzneață sau nu. Foarte... Îmi place să mă îmbrac decent, okay. Dar îndrăznesc cu culori, cu sclipici, cu... îmi plac lucrurile ieșite din comun, exact, reinventate. Dacă îți plac lucrurile ieșite din comun, îți propun această piesă vestimentară. Care... Întoarce-te puțin ca să... Da. A, așa, care la este diferită din punct de vedere al structurii, o piesă foarte dorită de clientele noastre și foarte potrivită. Acum o pun pe mine. Haide. Așa. Da, cum pentru ce e potrivită? Pot să ți recomand și o pereche de pantaloni. Da, pentru cu fata, că este bine să facem uite, set uite, atunci când... intră pe aici așa și okay. Ei de aici. Cum sunt pantaloni ăștia? De ce nu i-am văzut pentru la începutul emisiunii? Îți plac lucrurile shiny. Vin cu propunerea aceasta către tine. Da, dar bine, așa nu cred că pot să iei acum pe tine. Ai fi surprins. Da. Eu am foarte mulți colegi care pot filma cu totul altceva decât... Da, vezi că acum nu mai vedem invitata. Cheamă din nou în față. Așa. Pe partea aceasta sau? Acolo, atunci da, alegi cu fața. Hainele pe partea aia, așa okay. Ca să... Dar când vorbim pe partea asta... Bun, deci ăsta le iau pe mine acum. Așa, așa. Da, pentru că ești tipul acela de persoană îndrăzneață, poți să porți o astfel de piesă vestimentară unică și să ieși automat din tipare și să fii o apariție de senzație, așa. Vrei asta? Îți dorești asta? Da, vrei să te ajut? Vreau să ies din tipare acum. Vai, Anisa, dar ce care... greu te îmbraci. Are un... fermoar. Un fermoar? Dar ce fain e gândit. Da. Cum ai creat modelul ăsta? Păi de obicei pentru clienții noștri alegem piese versatile și atunci, nu știu, să arată și foarte bine dacă nu are nasul. Dar piesele să... Cât te inspiră? Adică... În funcție de sezon. Exact. În funcție de sezon alegem colecția și produsele. Sincer, cu maiul ăla sau ce e gri pe dedesubt nu prea se vede. Da, nu, ce. Nu, da. Păi nu mă îți dai seama că va pune altceva. Haide să... Așa, hai să... Ce frumos e.
este și pe tine. De exemplu, cu ce poate fi umeri, purtat? Așa mai... În prezentarea campaniei noastre. Dar chiar că auzi, nu cumva l-ai luat cu spatele, că pare că e la spate. Auzi că este o piesă cool, este fresh. Este reinventată. Exact, este piesa aceea de sacou reinventat despre care vorbeam și merge... Deci ați adus spatele în față. Mie îmi place de ei. Tu n-ai cască, noi avem, da? Okay. Și colegul nostru, Adrian Stoica, producătorul, zice, a, asta parcă e o piesă luată cu spatele, invers, la care ei. Dar chiar, Adrian ne dă idei interacționăm noi, direct cu el. Și noi confirmăm. Da, uite, chiar, uite, da, a dus spatele în față. Când mă uit la voi, zic că sunteți unul și același. Da. Păi suntem unul, doar că mai ei e unul. Ei sunt doi, dar au mințile conectate, au gândesc, sunt conectați la același. Am înțeles. Creier. Vorbeam despre piesele reinventate și acest tip de produs se potrivește perfect cu descrierea. Ta-nam, ta-nam, ta-nam. Arată foarte bine. Acum ia să vedem și pantalonii pe alb. Anisa. Poftim? Pantalonii să-i vedem pe Anisa. Păi uite. Cu ce mai poate fi asta? Da, noi cafetele. Da. Cu ce mai poate fi asta? Să mergem pe alb. Ignore-mi. Okay. Alb, cu ce mai poate fi asta? Negru. Foarte mult. Eu, de exemplu, sunt genul de persoană foarte îndrăzneață și îmi place atunci când aleg să-mi petrec timpul cu prietenii mei la un eveniment de lux. Uite, aș alege un astfel de produs. Shiny, îndrăzneț, hopa! Wow, cum este! Shiny, îndrăzneț, mă face să ies din tipare, pot să-l asortez cu o pereche de sandale, tot cu pietricele, un clutch și am ieșit în evidență 100%. Am intrat în cameră și direct senzațională sunt. Explică-mi și mie, da. Sacourile, costumele astea se poartă cu pantofi, sandale, tenis? Din punctul meu de vedere, cel mai indicat produs pentru accesorizarea unui sacou este o sanda. Merg într-adevăr pe recomandare de pantofi pentru clientele noastre, dar... Uite, de exemplu, pentru business, când merg la un interviu, cred că e mai potrivit să-mi pun pantofi, nu? Decât sandale. Sandalele dau mai mult zona de eleganță, de luxury, nu? De... Așa party. Este, sandalele sunt un obiect vestimentar potrivit pentru petrecere. Niciodată nu aș recomanda să mergem la interviu încălțat într-o pereche de sandale, indiferent de momentul zilei sau momentul anului, niciodată. Dacă am niște tenis foarte cool, cu ce aș putea să îi port? De exemplu, aș putea să pun această cămășuță și... pe deasupra acest sacou oversize pe care pot să-l port în toate momentele zilei. Sunt sigură că sunt decent în fața unui angajator și desigur mă alege pe mine pentru postul dorit. Deci cât asta optimism. E secretul pentru care obții, prin care obții postul și mai contează foarte mult. 100% vestimentația este, nu știu, 70% cheia succesului, din punctul meu de vedere. Primul pentru că lucru... în momentul când mergi la interviu, probabil mergi selectat în urma unui CV. Evident, nu te duci atunci când te prezinți, o manicură perfectă, un costum foarte bine, foarte bine călcat, pentru că este foarte important atunci când alegem un costum, indiferent că îl cumpărăm de la brand, indiferent că îl cumpărăm din magazinele de retail, să fim foarte atenți la calitatea produsului, la cum calitatea materialului. Că un material e de calitate, că e un costum în primul rând, rezistent. În primul rând, produsul trebuie să aibă structură. Dacă ce înseamnă asta? Adică să arate... Uite, să aibă formă. Aha. Să arate foarte bine lucrat. Da, sigur. Dacă produsul are structură și este foarte bine lucrat, da, sigur. Așa. Da? Uite, eu m-aș duce la un interviu așa cum ești tu îmbrăcat. Nu-ți acum. Recomand, o să piști din prima. Asta e ideea. Mai ales dacă e o femeie care te intervievează. Ești prea colorată sau de ce? Da, de obicei culorile de business pe care se merge la un interviu sunt bleu marin, gri închis, negru. Nu recomand niciodată. Nu recomand, nu recomand culori aprinse la interviu. Mie îmi place. Ba da, alb da, dar nu ca și costum. Ci ca o cămașă, cu o cămașă sau tipologie de piese basic. Ia să vedem ce înseamnă un sacou cu structură. Uite, alb, potrivit pentru... Cum îl îngrijim? Cum spălăm sacourile? Lucem la curățătorii, erau nu? Următorul lucru pe care da, am să-l spun. O, da, în sfârșit am găsit piesa. Sacoul potrivit. Este foarte important atunci când alegem un sacou să respectăm indicațiile de pe eticheta producătorului. Să respectăm cum se calcă, cum se spală.
pentru că există foarte multe probleme și de-a lungul timpului și experienței mele am descoperit asta, când clienții, nu știu, nu spală corect produsul, primim retururi, dar fără să se uite pe etichetă. Da, dacă, uite, vorbesc de sacul ăsta, da, scapă ceva pe el, un pic de cafea sau un pic de ce fac, dau repede cu apă pe el? Nu vorba despre produsul meu, pentru că produsele noastre și materialele noastre sunt extraordinar de bine alese și rezistente la apă. Adică dacă torn apă pe el, nu e impermeabil? Nu se pătează. Asta este... Nu știu, ce cu apă? Nu, deci nu, tu vorbești serios, deci dacă eu vărs acum ca... Da. Bine, ți-asumi? 100%. Hai, gata, eu am vărsat cafea, acum să vedem cum se pătează acest saco. Atențiune, atențiune, lume, da, lume, atențiune. Nu de că uite, are gura căscată. Ia, vino să vedem, ia să vedem dacă reziști. Nu deasupra cu vorului. Se pătează 100%. Așa, spune că nu se pătează, 100%, da? Hai. Da, e cafea, vezi că a zis că cu apă, nu cu cafea. Nu, a zis de cafea, că nu se pătează. Apă, vezi că a zis apă, să nu torni. Am zis apă. Păi dacă nu se pătează? Da, păi nu se pătează. Dar tu n-ai înțeles că apă. Se face acea pată inestetică, cum se face, de exemplu, la supraz, la un produs ieftin. Păi și ce se întâmplă acum dacă vor scăpa? Îl pune. Nu, Anisa. Păi și nu se vede. Păi cum adică ce se întâmplă? E simplu, se pătează. N-are rost, adică... Ia să vedem noi. Păi o să îl pătezi. Mamă. Vezi? Vezi că nu se vede. Sacoul ăla costă, deci 10.000 de euro. Așa, deci nu se vede. No, nu se poate așa ceva, deci nu se poate. Sunt materiale importate de foarte bună calitate și nu... Acum scoate puțin mâna, să vedem dacă e udă. Ia, uite așa. Păi, n-am zis că este impermeabil. Nu, mă, dar cum îl absorbe și nu... Îl absorbe extraordinar de bine, da. Nu am făcut testul cu cafeaua, dar cu apa, da, am făcut, pentru că furnizorul ne-a recomandat. Acum am un sacou care miroase foarte frumos. A cafea. Să știi că nu te-am crezut inițial. De ce? Doamne, eu sunt un... Pentru că nu mă gândeam că, păi o să-ți imaginez că o să vărs cafea pe el. Dar nu, chiar nu se vede nimic. Eu sunt foarte atentă în alegerea. Testul cafelei a trecut. Trebuie să mai treacă vreun test? Nu, e suficient. Se sifonează ușor? Nu se sifonează ușor. Uite, poți să faci de el. Rezistă și la foc cumva? Ia să vedem dacă se sifonează. Sincer, nu. Deci dacă ți-a foc casa, el nu ia. Ia să vedem. Dacă îl faci așa, probabil. Dar nu arată inestetic oricum. Deci dacă plecați în vacanțe și trebuie să folosiți același tip de produs două zile. Dar ce material e ăsta de așa rezistent, cum spui tu? În funcție de costum, alegem mai multe tipuri de materiale. Acest tip de material se numește crep elastic și este de o foarte bună calitate. Hey, pe mine m-ai convins de la testul cu cafeaua, pentru că eu sunt marea problemă cu cafeaua. Când mă văd colegii strigă, atenție, se varsă. Deci ori o vărs pe mine, ori o vărs pe altcineva. Am înțeles. Și atunci pe mine m-ai convins cu... asta, cu cafeaua. Și cu șifonatul, știu, o problemă. Este într-adevăr, și eu am întâmpinat de foarte multe ori, de exemplu atunci când merg în deplasări de business și trebuie să-mi iau neapărat un sacou pe mine și să-l port efectiv două zile, că avem doar bagaj de mână, am de aceea și aleg materiale neșifonabile, să pot să-l port două zile la rând consecutiv, fără să am alte probleme. Auzi, da. Nu-ți dau idei, pentru că oricum eu nu aș fi vărsat cafea pe sacou. Dar eu sunt de acord, eu sunt un om foarte... Da, eu am întrebat. Mă gândesc la un din ăla alb, la un sacou alb, cum dai ar fi să vărși cafeaua. Nu, ți-aș recomanda să faci asta. Am văzut, cred că tot la tine am văzut. Te rog. Un sacou cu mânecile tăiate așa și cu niște lanțuri. Da, acel produs face parte din colecția noastră de sărbători. Este unul dintre preferatele clientelor noastre, iar acum este relansat pentru mirese. Adică miresele nu mai poartă... Neapărat rochile acelea de prințesă, despre acest produs este vorba. Miresele, da, sunt mai neconformiste zilelor noastre și aleg să fie diferite. Sau peste rochia de mireasă un sacou, nu? Nu pot să spun asta neapărat, nu am primit o cerere, deci, de... Cum? Adică se îmbracă în costum? Da, ceva oversize, dar Alex să poate... Unde l-ai găsit, mă? Unde ai găsit miresele astea? Nu știu, poate asta este identitatea brandului nostru. Foarte tare, da. Dar Alex să poarte un top pe sub sacou și să se dezbrace ulterior la petrecere. Și nu mai au roche de mireasă? Adică nu există... Nu toate.
Nu, asta dar care... Din feedback-ul clientelor noastre, am descoperit că ele preferă mai mult să fie comode și nu neapărat prințese. Uh-huh. Și asta pentru mine este foarte important. Și în alegerea materialelor și, nu știu, a colecțiilor pe care le scot. Se poartă umerii supradimensionați? Am observat că da. Toate au burețe ăștia care da, ridică puteți observa și pe mine acest tip de produs. Uh-huh. Și sunt la foarte mare căutare. Alegem să-l purtăm pe, să-l punem pe foarte multe tipuri de produse, inclusiv la mirese. Am avut o cerință de umeri supradimensionați cu o rochie midi conică foarte mulată pe corp. Sacou cambrat, sacou drept, oversize, ce recomanzi în funcție de tipologia fiecăreia? Păi, ai spus perfect, în funcție de tipologia fiecarei persoane și de atitudinea pe care vrea să o prezinte în cadrul unui eveniment, îi recomand tipul de produs preferențial, să spun așa. Adică, dacă ești minionă, nu ți-aș recomanda un sacou cu această lungime. Da, nu e cazul la mine, că sunt foarte înaltă, aproape că dau cu capul de tavan, așa? Prefer să punem ceva mai scurt și ceva cambrat. Dacă suntem o persoană ce depășește 1,70 ca înălțime, propun un sacou oversize cu un pantalon până la oul piciorului și o braletă sau un top pe dedesubt în funcție de nevoile fiecăruia. Bun, Amalia Mihart, mulțumim, ne vedem săptămâna viitoare cu alte propuneri în zona fashion. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Știi ce o să te rog? Te rog. Să te uiți la următoarea domnișoară, doamnă, da. Aolo, stai că e doamnă. Sigur că da. Colega noastră, okay. Așa să tragi cu ochiul frumos, să-i vezi tipologia, trăsăturile și să te gândești la ce sacou ar merge, că îți dai seama... S-a uitat atât la rubrica noastră, avea treabă, n-a putut să vină în platou, dar nu scăpăm, trebuie să-i dăm un sacou să fie și ea în rândul doamnelor din acest platou. Sigur că da. Abigail, nu voiam să spun și numele de familie. Abigail Sârbu, ce ești? Abigail Sârbu, ce ești? Ce sacou ți-ar plăcea ție din ce am expus noi și am prezentat aici? În general sau acum? Acum, din ce am prezentat, ce am expus noi aici. Acum unul alb. În general mi-au atras foarte tare atenția cele roșii. Sunt absolut divine, superbe. Transmit și așa multă putere. Și pentru că tu ai o culoare la păr deschisă, chiar ți-aș recomanda să mergi pe o culoare puternică. Mi se pare că ai atitudinea potrivită pentru a purta chiar și un costum cu pene. Iar ca Mă-mpănesc! Da, dacă vrei să fii specială, poți să-l alegi și pe acesta și pe cel cu ștrasuri. Iar ca și tip de pantalon, îți propun chiar unii asemănători cu cei de pe tine. Mi se pare că te avantajează extraordinar de mult. Sau tipul meu de pantalon, care efectiv din orice unghi te-ai uita, îți lungește foarte mult piciorul. Extraordinar! Mulțumim mult, eu miros toată cafea. Abi miroase a săpun. Abi, hai să vedem ce ne prezinți acolo. Atunci să știi că nu putem să spălăm cu săpun sacourile. O să facem un albeș și o să vorbim astăzi despre săpunuri cu aromă de cafea, nu e bine? Wow, da, asta e bună. Absolut superb. Hai să vorbim puțin despre istoria săpunului, acest obiect pe care acum noi îl folosim destul de des. Cel puțin sper că îl folosim destul de des și teoretic ar trebui să-l folosim destul de des, dar dacă mergem cu tramvaiul și cu autobuzul am observat că nu prea îl folosim destul de des, dar... Până acolo, săpunul are o istorie foarte interesantă. Istoria lui începe în Egiptul antic, acolo unde există o legendă. Se spune că exista un munte, un munte care se numea Muntele Sapo, și de pe muntele acesta, de la sacrificarea animalelor pentru zei, împreună cu cenușa de pe munte, au început să se scurgă reziduri către poalele muntelui, acolo unde era albia unui râu. Și ajuns acolo, femeile care spălau hainele în albia râului au observat că din cauza acestor grăsimi amestecate cu cenușa de pe munte, hainele devin mai curate, parcă fac o spumă și se curăță mult mai bine. Apoi au început să treacă aceste informații legate de cenușă, legate de grăsime și apă, reacția lor, au început să o treacă pe plăcuțe din lut și uite așa a avut loc prima rețetă
de săpun. Rețetă care de-a lungul timpului a fost îmbunătățită de foarte multe ori. Însă a existat la un moment dat, în jurul anilor 1500, o perioadă în care oamenii se spălau o dată pe an. Cam aceasta era frecvența spălărilor. Apoi au început, cum, Anisa? În 1800? În 1500 se spălau cam o dată pe an, prin 1800 au început... Să se spele de două ori. Nu, se spălau un pic mai des, dar hai să spun că aici este o... Au început așa de la 1500 către 1800 să se spele un pic mai des, dar oricum ar fi foarte rar. Se făcea economie pe vremuri. Se făcea economie pe vremuri și uite așa s-a inventat și buchetul de mireasă, care are o legătură foarte importantă cu săpunul. Stai puțin să dezbatem, cum adică? Păi asta vreau să-ți spun. În perioada respectivă, oamenii se spălau o dată pe an. În perioada în care se spălau era luna mai. De aici și ideea că foarte multe nunți se fac în luna iunie. De ce? Pentru că miresele aveau ritualul lor de pregătire în luna mai. Și apoi ritualul de pregătire, adică spălarea lor era în luna mai. Și apoi puneau nunta în luna iunie. Doar că din mai până în iunie, vă imaginați, trecea o lună în care erau nespălate miresele. Era o perioadă de vară și așa mai departe. Nu era foarte plăcut mirosul, iar mireasa era superbă, era minunată și așa că s-a optat pentru varianta cu un buchet de flori în brațele mireselor ca să miroase și ele frumos în ziua nunților. Între timp, de-a lungul vremii, au început să se spele un pic mai des și sperăm noi acum că atunci când mergem și ne întoarcem de afară, reușim să ne spălăm pe mâini ca să putem să scăpăm de diferite virus și de bacterii. Dar sperăm doar că nu suntem ca cei din anii 1500-1800 și nu ne spălăm de o dată pe an. Atâta sper. Atât îmi doresc. Măcar o dată pe zi. Măcar o dată pe zi? Păi să-ți speli mâinile, păi, măcar o dată normal, pe zi. Adică ce... Atâta, da. Vă rog, este singura rugăminte pe care o am. Nu, folosiți ar săpunul. Trebui să mai bași și aia și cu săpun. Folosiți săpunul. Facem astăzi reclamă la săpun cu cafea. Anisa face reclamă la cafea, eu la săpun. Fiecare face reclamă la ce-l interesează. Următorul invitat, care nu e invitat, e colegul nostru. Vedem și el la ce face reclamă. Laurențiu Paicu, designer de interior. Bine, ai revenit ca de fiecare dată la noi. Bună, Anisa. Ca de obicei e plăcere, pentru că oricum vin acum săptămânal și sunt parte din familie. Dar te-am pus pe canapea de data. M-ai pus pe canapea și atât de bine să stai jos, nu-ți poți imagina. Deci, crede-mă, era așa de departe, stai cum m-am încălzit în sacou. Era așa de departe de noi și te vedeam așa stingher, așa parcă, nu știu, și am zis nu, hai să-l aducem aici printre noi. Să fii mai aproape de voi. Să fii mai aproape cel de mai noi. Bine, cel mai bine. Cum ești, Laurențiu? Într-o perioadă foarte, foarte haotică, pentru că sunt multe proiecte, e primăvara mereu, e o perioadă unde totul prinde viață, să zicem, ghilimele, oamenii trec de la monotonia de iarnă și se apucă înapoi de construit, de amenajat. O perioadă pe care ai așteptat-o, nu? O așteptam, cu siguranță că toată lumea o așteaptă și e o perioadă surprizător de haotic, în sensul cât mai bun posibil, că jonglăm foarte multe proiecte odată, care uneori poate fi puțin multe nopți nedormite. Și cum faci față la toate astea, în sensul că dacă iei un proiect, poți să iei și un altul după, adică încerci să te ocupi de mai multe proiecte în același timp? Prezent, acum jonglez cam 6 proiecte. Wow. Și e puțin greu, pentru că imaginează că fiecare proiect are tema lui, are funcțiunea lui, unui apartament, unui casă, altui restaurant, altui e vilă, altui e clinică, fiecare are mama și tatăl lui și stilul lui. Ce termeni dai clientului? Aici depinde de suprafață. În cât timp îl termini? Depinde de suprafață. Uite, dacă haide să vorbim concret. Eu am văzut niște poze senzaționale prin care tu ai transformat o garsonieră interbelică într-un apartament contemporan. Ai compartimentat garsoniera, ai transformat-o complet. Îmi plac foarte mult chestiile astea cu before and after, pentru că vezi foarte clar ce se poate face cu un spațiu. Și de foarte multe ori spațiile astea vechi au cel mai mare impact de final, pentru că evident, transform ceva învechit, cum e această garsonieră unde tavanul era îmbibat de fum, era galben. E o transformare completă, adică nu schimb doar elemente. Practic, faci o altă casă, de la Singurul zero. Singurul lucru ce am păstrat e parchetul.
pentru că parchetul era într-un staciu destul de ok, destul de decent. Și când sunt reconversii de genul ăsta de la ceva vechi la ceva nou, dacă găsesc elemente care le pot păstra, eu încerc să le păstrez. Mai ales parchetul, spre exemplu că parchetul ăsta de spic, de herringbone, care nu se mai face cum se făcea acum 50, 60, 70 de ani, e foarte, foarte frumos. Și dacă îl găsesc într-o stare bună, se poate recondiționa, se poate șlefui, se poate reabilita, încerc din tot posibilul să-l păstrăm. Deci uitați-vă la imagini, da? Înainte și după. Cum arăta bucătăria, cum arăta totul era camera. Destul de... Erau două intrări, ați păstrat ambele intrări? Nu am umblat foarte mult la pereți, pentru că, fiind o clădire veche, când am dat jos faianța din baie, a căzut cu tot cu o parte din perete, pentru că era pământ compactat. Că apartamentul ăsta e chiar pe Victorie. Asta e o garsonieră, nu? Da, e chiar pe Victorie. Câți metri pătrați? 44. Sănătate, Florin! Destul de mare garsonieră. Da, e o garsonieră, pentru că, având acel arcadă care numește cele două camere, nu prea poți să numești apartament cu două camere. Este considerată o garsonieră și... este pentru Airbnb. Funcția generală a fost pentru Airbnb. Tavanul cât de sus era? Cred că avea un jur de 2,70. Destul, adică puțin mai înalt. Destul de înalt. Nu. Puțin mai înalt față de standard. Un standard de obicei 2,50, 2,60. Un pic puțin mai înalt. Dar de obicei la interbelice găsești 3 metri, 3 metri jumate. Spre exemplu, chiar data viitoare vreau să aduc o altă garsonieră în Brașov, pe care am făcut-o chiar lângă primărie, chiar în centru. Tot așa o clădire de prin anii 50, cred că foarte veche, unde locuia o bătrână și acolo s-a, tot pentru Airbnb, dar acolo la fel drastică schimbarea de la cum a fost în trecut și cum s-a făcut acum. Dar cum compartimentăm o garsonieră și o transformăm în două camere? Ca să compartimentezi ceva, trebuie să verifici foarte mult traseele. Dacă există posibilitatea să compartimentezi astfel încât să ai un traseu încă funcțional, pentru că trebuie să ții cont, să ajungi din capătul A până în capătul Z al apartamentului, fără probleme, fără să trebuiască să faci labirinturi, să ocolești piese de mobilă. Deci nu tot timpul e posibil asta. Se întâmplă să vină clienți la tine să-și ceară asta și să le spui că nu după valoare. Pentru că nu avem o baghetă magică. Adică noi lucrăm cu spațiul ce există. Dacă avem un X metri pătrați, se poate face strict în acei X metri pătrați tot posibilul, dar sunt limite. Nu putem mări spațiul la ceva mai mare ca să facem acel hol pe care poate și dorește clientul să compartimenteze în două camere. Totul ține de spațiu și cât se poate la limita sa. Costă mult o reabilitare din asta? Când e vorba de reabilitare, de obicei apartamentele astea interbelice sunt mai scumpe, pentru că sunt foarte multe neprevăzute care apar. Care ar putea fi alea? Nu ai de unde să știi cum sunt țevile. Țevile poate în bias, pe exemplu. Dar chiar instalația bănuiesc că fiind veche, ce se întâmplă? O schimb? Da, trebuie verificată, trebuie să vină un instalator și până nu vine instalatorul să vadă exact ce e în spate. Și dacă instalația bănuiesc legată de întregul bloc... Acolo deja sunt probleme mult mai mari. Cam asta se întâmplă. Da, sunt probleme mult mai mari. Și pe lângă instalația sunt infiltrații de apă, mucegai foarte mult. Adică astea sunt cele mai frecvente chestii pe care le găsești. Ultimul apartament de genul care l-am văzut tot la Victorie avea, cred că 30% din apartament numai pete de mucegai. Adică foarte, foarte multe infiltrații care trebuie rezolvate cumva. Să vedem de unde sunt scurge, din acoperiș, din pereți. Și astea sunt costuri. Astea sunt costuri care se adaugă. Și timp. Că pe măsură ce descoperi și timpul costă. Absolut. Deci, tu ești plătit. Iei la zi muncă? Nu luăm la sau zi. Pe proiect. Pe proiect. Pe proiect. Dar în cazul unui proiect de genul ăsta, estimăm cam cât ar dura și luăm totuși în calcul niște neprevăzute care pot apărea, pentru că vrem să ne mișcăm cât mai repede ca să gestionăm timpul cât mai repede, pentru că desigur toată lumea în se grăbește. În cât timp ai rezolvat proiectul ăsta și cât a costat? Apartamentul ăsta a durat cam, a fost o puțină bătaie de cap, mai ales cu mucegaiele aici și cu pereții, dar a durat în jur de vreo 4 luni. 4 luni? Da. Care în mod normal o amenajare ține cam 2-3 luni. Ține, pentru că mai ales imaginați că aici s-a schimbat cam tot, nu s-a păstrat nimic ce înăuntru decât parchetul. Și parchetul ăsta s-a păstrat, dar s-a rașchetat, s-a dat 3 staturi de lac. Pe fiecare lac durează, cam o zi se usuce cum trebuie, timpul trece. Ok, reabilitarea a durat 4 luni, dar proiectul de design... Proiectul de design a durat cam 3 săptămâni.
Și cât a costat? Ca să ne facem totul, o idee, să știm cine își permite să vină la tine, știi? Deci aici doar trebuie ținut cont când să întreb cât a costat. Depinde și câte nepreveste a avut apartamentul. Ținând cont că e un interven... Păi uite, ne raportăm exact la da, deci cazul ăsta. Ăsta a avut destul de multe neprevăzute. Costul, de câte țin minte, clientului a fost undeva la vreo 30.000 de euro. 30.000. Pentru că a fost nevoie de multe manopere de echipe, de muncitor, de instalator, care să rezolve o mare parte din preț a trebuit placați pentru că, cum ziceam, nu era cărămidă, era un fel de pământ compactat care pur și simplu... Deci în banii ăștia ce intră? A intrat designul, manopera de muncitori, da, și visajele. Și piese. Deci absolut tot de la A la Z. Da. Eu am venit așa, tu mi-ai dat proiectul, ți-am dat banii sau la final. Nu am calculat acum exact, dar în jur de 30-32 plus minus. Și eu n-am mai avut treabă cu nimic, da? Nu. Mi-ai luat tu de la dacă linguri vrei, tu la să vii acolo, să vii zilnic, să verifici că sunt unii clienți care le place chestia asta, cum a fost și clienta proiectului ăsta, a vrut să vină zilnic să verifice o tipă foarte deșteaptă și foarte... care se ocupa de toate chestiile și plăcea, dar în mod normal nu e nevoie să fii tu acolo, suma se gestionează și se rezolvă atât timp cât tu dai ok-ul pe design. Bun, și consultația cât a costat? Proiectul de design, cât a fost partea ta? Proiectul de design, asta rămâne din păcate între client. Pentru că zine exact cum crede dacă cineva vrea să trebuie care... să contacteze da, pentru depinde, că e subiectiv. De exemplu, dacă a făcut la pachet, e a făcut totul, costul exact, a fost adică per total. Depinde foarte mult de spațiu, dar la una garsonieră de genul ăsta se poate ajunge undeva la 2-2500 proiectul de design pe foaie. Deci tu atâta faci. Nu atâta, pentru că depinde foarte mult de spațiu. Mai pentru că voiam să ne apucăm și noi de asta. Totul e subiectiv. După vorbim, să ne apucăm și noi, să ne zici secretele. Numărul avem, deci nu este nicio problemă. Dar, totul e subiectiv. Ok, deci a costat 30.000 totalul și care e diferența față, nu un apartament interbelic, nu o garsonieră interbelică, o garsonieră obișnuită? E diferență mare între... Va fi o diferență de vreo 30%. Da? Pentru că la o locuință nouă nu ai foarte multe probleme. Dacă o iei... aici e o problemă cu locuințele noi. Mulți clienți care își cumpără o locuință nouă nu păstrează nimic ce pune dezvoltatorul în locuință. Și când vor să își renoveze casa și îmi zic nu vrem să dăm tot ce a pus dezvoltatorul, perfect. Atunci de ce nu i-a zis dezvoltatorul de la bun început să nu vi le pună? Pentru că acum vă costă ca să aduc muncitorii să scoată parchetul, să dea jos faianța, să dea jos gresia care există deja și acolo e o manoperă destul de scumpă. Pentru că sunt saci de moloz, e de cărat, e de spart, e de finisat. E și ai mult mai ieftin dacă pur și simplu vorbeai de la început cu dezvoltatorul, nu pune niciun finisaj, ba chiar te va despăgubi dezvoltatorul pentru că îți va da niște bani înapoi pentru că nu i-ai folosit finisajele și e mult mai ieftin pentru tine apoi să îți amenajezi casa pentru că e totul curat, e totul simplu, doar aplici finisaje noi, nu mai trebuie să cureți nimic ce există. Chiar le recomand oamenilor care își cumpără apartamente noi, dacă și-l cumpără din stadiu de proiect, adică nu de la alb când e gata, să discute cu dezvoltatorul, să-i zică dacă nu vor finisajele, să nu le pună pentru că iasă mult mai ieftin la preț. Dar ce fel de oameni apelează la serviciile tale? Sunt oameni cu bani, simpli? Nu avem o limită, nu avem o discriminare. Lucrăm cu tot felul de oameni, de la cei mai simpli cum suntem noi, la oameni foarte, foarte bogați, care acum recent o să facem o ultra vilă în Pipera, o să vă prezint stilul acela grandios Hollywood style, unde probabil o să mă țin ocupat jumătate de ani. Dar nu. Bine, nu automat, dacă e o garsonieră, bănuiesc că omul n-avea prea mulți bani. Nu neapărat, pentru că... Poate să aibă eventual garsoniere în regim hotelier să le mulți sunt așa, și să, mulți sunt să așa. Sau pur și simplu omul este low maintenance și nu are nevoie de multe camere. Și poate să fie chiar o persoană cu un stagiu monetar foarte decent, dar pur și simplu nu ai nevoie de apartament cu trei camere că bate vântul. Dar în momentul în care tu te înțelegi dacă cu... Dacă faci 30.000 să renovezi o garsonieră, când ai putea să folosești banii în ați pentru lua ceva apartament mai mare, dar nu ăsta e un criteriu neapărat să fie mare, știi? Dar în momentul în care tu te înțelegi cu clientul, tu va trebui să... Tu ai echipa ta de lucru și va trebui să stai până la finalul renovării celor 4 luni sau cum? Noi nu facem site man
management. Ce ai explicat tu acum puțin e un fel de site management. Site management înseamnă să fii zilnic acolo, să verifici ce faci. Proiectul și asta e noi facem ta. Proiectul și apoi ținem constant colaborare cu muncitorii, doar că nu suntem fizic pe șantier. Ca să fii fizic pe șantier, înseamnă că ar trebui să cer cu încă 100% proiectul pentru că te pierdut. Și nu ai de ce. Păi tu dai seama cât durează până faci și dai zilnic acolo. Deci nu e necesar să fii pe șantier, pentru că primul ce ne-a învățat foarte mult pandemia pe noi e că am eliminat contactul cu oameni. Noi în toată perioada pandemiei nu am fost la niciun șantier fizic. Totul a fost digital, video, WhatsApp, totul, și nu a fost nicio problemă. Totul s-a descurcat. Când muncitorul, noi dăm muncitorului ca la copii mici foile, cât se poate de explicativ ce trebuie să fac. Dacă are întrebări, oricând poate să mă sune, oricând poate să îmi scrie, noi răspundem și explicăm cât se poate de clar, s-ar trebui să nu fie nelămuriri. Dar nu putem să fim fizic pe șantier, pentru că înseamnă că trebuie să mă seroxez, să fiu o dată acolo, ceea ce e imposibil. Vorba aia, mai bine aici și în platou decât pe șantier. Ce mai bine? Într-o zi de marți, miercuri, da? Miercuri. Rămâne pe miercuri, azi e miercuri. Da. Rămânem miercurea. Cel mai bine că marți a devenit deja mult mai haotic. Așa, da. Perfect. Mulțumim mult, Laurențiu, să mare ne vedem drag. Cu bine miercuri la rubrica Fresh Interior. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Fresh Access cu adolescenta care colecționează premii. Vorbim și despre soarta ziarelor tipărite, cât mai rezistă până vor dispărea complet de pe piață, de pe tarabe. Și un subiect extrem de important alături de Cristina Podgoreanu, psiholog, ce urme ar putea să lase celebritatea sau expunerea copiilor în lumina reflectoarelor. Vorbim la Fresh Access în scurt timp.
Deci, acum avem ridicat sunetul. Da, Andrada. Andrada Făină, nu? Au fost glume pe seama numelui tău vreodată la școală? La... Da. Ia și microfonul. Intrăm acum în direct. Și pe Gelu cum l-ai cunoscut? Domnul Gelu. Domnul Gelu e un PR foarte bun. Și cum l-ai găsit? Ah, serios? Dar nu, nu, că nu e, nu trebuie. Casa de producție? Da? Te-au, să pui... Să-mi spui când să vorbesc ca să știu când intrăm, că așa... Da, noi suntem live pe Facebook și YouTube acum. Noi suntem live pe toate rețelele de socializare. Și acum suntem în pauza de publicitate la TV și ne auzim. Deci dacă vrei să vorbești pentru cei care se uită la noi pe Facebook și pe YouTube, ții microfonul. Țin, uite, țin. Chiar să vedem ce mai comentează oamenii. A7 TV, uite că n-am apucat să mă conectez pe... Uite, Ioan Popovici, Anisa, ce frumos a scris. A, un trandafir, N, un trandafir, I, un trandafir, S, un trandafir, A, un trandafir, Anisa, e super frumoasă. Mulțumesc mult, Ioan. Foarte drăguț. În 20 de secunde intrăm și pe TV. Așa. Să știi tu că la și 10 îl băgăm pe Ionică. Că zicea că se grăbește și... Adolescente colecționează genți, altele cărți, altele pantofi, altele timbre, nu știu, mai colecționează cineva timbre, ea colecționează premii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fie foarte bună în ceea ce face și să câștige așa premii după premii. Andrada Făină, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ia spune-mi, cam câte premii ai tu până la 17 ani? Câte ai colecționat așa? Sincer, nu știu, că nu le-am numărat. Vă dați seama, fără număr. Cu, știți vorba aia, fără număr, fără număr. Deci este cazul Andradei. Andrada Făină, au fost glume pe seama numelui tău în școală? Adică sunt? Sunt, dar nu într-un mod negativ, adică totul este într-un mod pozitiv. Dar ne poți spune și nouă una din glume? Nu pot să vă spun, e confidențial ce spune. Ok. Auzi, dar eu eram cum, curios. Îți dorești să schimbi numele? Adică abia aștept să scapi de el? Sau? Nu, nu, în niciun caz, nu. Nu. Da. Eu sunt foarte mulțumită cu numele meu, n-am nicio problemă. E foarte frumos să fii mândră de el. Normal. Bun, tu de la 10 ani faci muzică, adică de 7 ani. Da. Până la 10 ani, ți-ai dorit să fii în centrul atenției, lumina reflectoarelor, cântai? Cum ai ajuns să faci muzică, să participi la primul tău concurs? Familia mea e în mediul ăsta cu muzica și practic am crescut în el. Mama, de mic copil. Tata, cine cântă? Da, 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 tata e violonist. Și mereu am avut muzica oarecum implementată de mică. Și mereu am avut înclinație. Și la vioară? Nu, fratele aș fi vrut tău eu, cântă, aș fi vrut fratele eu. Tău? Fratele meu cântă la vioară, da. Dar de ce l-ai făcut vioară? Mă, crezi că nu știu? Nu știu, pur și simplu. Nu ți-a plăcut? N-ai fost atrasă? Eu sunt fascinată de tot ce înseamnă instrumente și tot ce se cântă, vioară, pian, clasic și tot ce înseamnă. Doar că nu știu, nu s-a prins de mine chestia asta cu vioară. Mai mult cu vocea, nu? Da, faci, da, da, da. Canto? Da, fac canto de mică, fac canto de la 10 ani. Și vioară nu. Dar cum, n-au venit părinții să te întrebe, Andrada, nu vrei să faci și tu vioară? Sincer, nu. Tata, de ce nu m-ai întrebat niciodată dacă vreau să fac și eu vioară? Tata. Și l-ai întrebat doar pe fratele meu. Vreau și eu să știu, să-mi spui și mie, să-mi dai mesaj. Dar fratele tău face canto, are voce? Nu, fratele meu deci cântă la vioară. Fratele tău a văzut valoarea. A vrut să creeze, da, o echipă, a simțit el ceva. Voce vioară. Da, da. Da, interesant. Oricum, vioară e un instrument foarte greu. Da, dar este câte și ani are fratele tău?
12. 12 ani. Și de cât timp face vioară? Deci, sincer, dacă eu am început să cânt la 10 ani, clar, el a început să cânte mult mai devreme. Știu că mi se pare că de la 7 ani a început, dar într-adevăr este foarte bun. Deci chiar e foarte bun, chiar e foarte bun. Și tu, în pian, nimic, niciun instrument? Am încercat chitară când eram mai mică, dar nu s-a legat nici aia de mine. De tine s-a legat vocea. Da, da, în schimb eu am excelat pe partea asta, pe cântat, pe compus, compun. Îmi place foarte mult să compun. Compui? Da, 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 compun, compun. Și cum compui? Cum îți vine inspirația seara înainte să dormi? Stai, efectiv, te pui nu undeva există... sau la apus? Pur și simplu, cum îți vine inspirația? Știi, nu compui? Există moment în care, băi, gata, mă pun să compun și hai să încep să compun. Și cum se întâmplă atunci? Nu știu, e de feeling, e de ceea ce simți tu, de ceea ce îți vine ție să faci. Să... De exemplu, eu prin compus îmi exprim toate stările și toate trăirile pe care eu le-am. Și cam ce trăire are o adolescentă la 17 ani? Că eu nu mai țin minte. Nu mai știu cum era. Știi cum e? Orice om are aceleași trăiri, doar că fiecare și le manifestă diferit. Ai vreo grijă? Ce grijă ai? Cred că toți avem grijă. Indiferent de vârstă. Mai ales copii, când suntem mici, avem și, impresia și, că... Exact, da, 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 da. Uite, grija mea e că trebuie să fac muzică cât mai multă, muzică cât mai bună, să mă adresez unui număr cât mai mare de oameni, să relaționez cu oameni cât mai mult prin ceea ce compun și prin piesele pe care le scot. Cred că astea sunt grijile mele principale la vârsta asta, gen în momentul actual. Tu ai scos și o melodie acum, nu? Primul tău clip. Da, 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 da. Lucrez cu o casă de discuri. Da. Așa. Și casa de discuri te-a direcționat către un PR. Da. Vreau să știu care e procedura. Cum reușești să devii artist cu acte în regulă, ca să spun așa, pentru că spui că ai multe griji. Deci, și PR-ul ce face? Te trimite la emisiuni, se ocupă de imaginea ta. De tot ceea ce însemn eu. Tot ceea ce însemn, da, tu. Da. Tu trebuie să-ți creezi acum un brand. Da. Al tău. Ce te reprezintă pe tine? Cum vrei să te poziționezi? Cum vrei să fii percepută? Andrada Făines, trebuie un nume de scenă clar? Nu. Nu? Vreau ca lumea să mă perceapă ca fiind Andrada. Andrada simplu. Andrada simplu, da. Nu, da. Mai sunt și alte cântărețe? Andrada? Nu cred. Nu. Că e un nume... Nu știu, dar... Și dacă mai sunt, e loc pentru toată lumea pe pământul ăsta. Nu știu de ce, am senzația că PR-ul îți va impune la un moment dat să ai un nume de scenă. Păi găsim un nume de scenă. Găsim un nume de scenă. Dacă aveți vreo idee, toți cei Andrada care se uită acum la noi. Uite, loc de făină, faina. Ah! Sau faima. Asta cu faina. Deci peste tot, la toate concursurile, la marea majoritate, toată lumea încurca făină cu faina. Asta trebuie să fie un semn. Gata, i-am găsit nume de scenă. De ce mai avem nevoie? Look-ul l-ai definitivat, ca să spun așa. Da, da, da. Am văzut că atunci când erai mai mică erai șatenă, nu? Aia e nuanța ta naturală? Nuanța mea naturală e nuanța de la rădăcine. Eu sunt un șaten foarte deschis, da. Așa, o să devii și mai blondă? Uite cum e în imagine. Aici cred că aveam 13 ani. Erai îmbrăcată în ie. Păi da, eram la concurs. Acolo erau imagini din clip? Da. Da? Ai părul verde în clip? Nu, era doar wet look. Ah, ok, ok. Și de la lumini, de la reflectoare, da, cine știe ce. Adolescenta Andrada Faina are, cum să din punct de vedere emoțional, are o relație? Nu, nu, sincer nu, 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 nu. Am înțeles. Nu stăm pe planul ăsta, deloc. Da, și eu la vârsta mă jucam cu păpușile. E, așa nu că... e chiar așa, hai să fim serioși. Vorbesc la 17 serios. Ani te joci cu păpușile. Da. Tu te joci cu păpușile. Adolescenții de astăzi începe la 14-15 ani să aibă relații de asta, zic. Andrada, te joci cu păpușile. Nu, tu te joci cu păpușile. Nu mă mai joc acasă. Da, care e cel mai important în concurs la care ai participat? Cred că X-Factor. Și până în ce fază ai ajuns? Doar la preselecție. Ah, ok. Da. De ce crezi că nu ai mers mai departe? Sau asta nu te-a dat înapoi? Nu te-a descurajat? Ca să spun sincer, eu nu sunt o mare fană de concursuri televizate. Adică da, îmi face plăcere să mă uit. Consider că sunt o experiență importantă. Uh-huh. Adică
ca persoană care cântă. Eu credeam că ai competiția în sânge. E foarte important. Păi da, asta nu înseamnă că n-am fost la tot televizate. Felul de concursuri. Deci înseamnă că nu-ți place neapărat să fii... Nu știu cum să spun, dacă mergi la concursuri pentru a câștiga premii și le colecționezi, da, pentru sufletul tău și nu vrei să fii la concursurile astea mari televizate, înseamnă că ai dorință de a apărea așa prin plan. Deci asta cu concursurile au fost când am fost mai micuț, să înțelegi? Uh-huh. Toți la început trebuie să meargă la tot felul de festivale, tot felul de concursuri, să-și creeze rutină, să se cunoască, să se învețe cum să reacționeze la emoții și tot ce înseamnă. Uh-huh. Doar că eu nu am făcut niciodată o pasiune din a concura. Da. Eu mereu... Dar din ce ai făcut o pasiune? Pasiunea mea a fost să fac muzică, să compun, știi? Și să mă adresez oamenilor. Și cum crezi că ajung oamenii la tine? Adică cum crezi că vor ajunge la tine? Ce-ți dorești tu? Cum vrei să fii văzută? Unde să fii văzută? Unde să fii ascultată? Păi sunt văzută pe toate rețelele de socializare, sunt văzută la tot felul de emisiuni, pe TikTok, peste tot. Pe YouTube ai melodia lansată, acolo da, o să strângi vizualizări, da, 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 pentru de asta se va ocupa PR-ul tău, da, ca să-ți strângă vizualizări și fani. E un PR foarte bun. Secretul nostru, noi știm cine e redactor. Nu spunem că gelul este gelul de la gelul, da, e secretul nostru. Nu săriți că e ocupat. Nu dați năvală pe el acum, că nu promovează pe toată lumea, doar talentele, da? Ce? E ok. Vreți că și nu știi secretul. Vă rog frumos. Așa, mult succes, Andrada. Mulțumesc mult. În tot ce-ți propui, să auzim de tine peste tot. Și vreau să mai întreb doar de publicul tău. Pe cine vizezi? Cine crezi că te va asculta? Adolescenții, copii. Știi cum e? Prima piesă pe care am lansat-o este o piesă în care se pot regăsi aproape toate categoriile de vârstă. Dar cel mai sigur și cel mai probabil vor asculta piesa oamenii între, nu știu, 12 și 40. Cam așa văd eu. Mai am eu o curiozitate. Tu ești în clasa 11, nu? Da. Și ce o să studiezi mai departe? Mergi tot pe muzică, conservator? Nu. Sau? La facultate mi-aș dori să mă duc în zona asta de business, de afaceri. Uh-huh. Adică asta mi-a plăcut de mult, de deci când eram mică. Deci ai spirit de antreprenor? Da, da, da. Muzica și afacerile. Asta am vrut să fac. Păi gata. În curând o să știi să te ocupi singură de imaginea ta și de produsul tău. Vezi, Gelu, că o pierzi. O să fie propriul APR. Nu, e foarte smart. Da, și dacă citești următoarea carte pe care noi ți-o propunem și asculți rubrica de dezvoltare personală cu Ionică Herlea, colegul nostru din Brașov, cu siguranță o să ajungi la succes mult, mult mai repede. Bine te-am regăsit, Ionică! Am ajuns la capitolul al cincilea din imperativele succesului, acea carte care vă poate schimba viața. Și până ajunge la voi, în casele voastre, pe noptiera voastră, noi în fiecare miercuri alături de Ionică dezbatem câte un capitol din imperativele succesului. De această dată, se numește așa: cunoaște-ți limitele pentru a le putea depăși. Cunoaște-te și descoperă-te. Acesta este al cincilea capitol. Bine te-am regăsit, Ionică. Bine v-am regăsit și eu. Ce repede trec capitolele așa. Da, 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 trec foarte repede. Acum să vedem cum stăm și cu laptopul aici. Stau eu la cadru frumos până ți aranjezi tu cadrul, Ionică. Ok. Cunoaște-te și descoperă-te. Oh, dacă ar fi așa de simplu. E un proces destul de greu, dar e un pas important în atingerea succesului, așa e? Este foarte important să fii conștient și să vrei să te cunoști. Procesul acesta poate fi uneori foarte dureros. Chiar am povestit acolo în carte ce am trăit în momentul în care m-am dus să dau admitere la conservator și atunci când am mers la profesorul de la conservator am crezut că le știu pe toate. Și el a început așa foarte pragmatic să-mi spună câteva lucruri care le făceam greșit și a început apoi schimbarea la față și umplerea mea de nervi când mi-a făcut niște observații foarte pertinente. Suflam cu capul așa într-o parte, suflam cu niște ancii foarte tari și
Din cauza asta nu aveam un sunet lejer, iar el mi-a spus: băiete, dacă tu ai să continui în felul ăsta să sufli cu ancii tari și să stai cu capul într-o parte, la 30 de ani o să faci spondiloză și după aia o să ai probleme cu inima. M-am supărat atât de tare pe observația asta încât pur și simplu m-am dus acasă și am zis: nu mai vreau să dau la conservator, nu mai vreau să aud de așa ceva. Și câteva luni am stat așa foarte supărat. După aia m-am gândit la rece și am zis: păi, până la urmă a avut dreptate omul când mi-a spus și mi-a făcut observațiile acestea, pentru că mi-a dorit binele și mi-a corectat niște lucruri pe care eu le făceam greșit. Ăsta este un exemplu. Dar fiecare dintre noi avem în viață lucruri pe care noi le facem pentru că nu ne cunoaștem suficient. Și dacă ești sincer cu tine și nu vrei să te minți, cunoașterea asta uneori poate să fie dureroasă, să renunți la niște lucruri pe care poate le făceai bine. Sau John Maxwell spune că sunt lucruri la care trebuie să renunți, cu care ai avut succes în viitor, dar nu mai sunt de actualitate acum. Proiecte pe care tu le iubești, anumite abilități pe care le-ai avut, dar trebuie să le îmbunătățești, nu mai poți să faci lucrurile în felul în care le făceai, dacă vrei să fii mai bun și să te updatezi. Unii se prind cu drag de succesul din urmă cu o lună, două, trei, cinci ani poate și zic: vai, am avut succes, am fost ok. Da, ai avut atunci, dar lumea evoluează, crește. Și dacă vrei să te cunoști, dacă vrei să crești, atunci trebuie să te schimbi. Da, deci trebuie să te analizezi pe măsură ce te dezvolți. E un citat foarte important din cartea ta. Da, da, e un citat care apare acolo. Trebuie să te analizezi pe măsură ce te dezvolți, pentru că dezvoltarea este un proces, nu este un punct fix. Și dacă vrei să faci ceva frumos, dacă vrei să faci ceva de calitate, trebuie să vii cu ceva proaspăt în permanență. Altfel te plafonezi, poate la un nivel mai înalt, dar te plafonezi și nu mai aduci nimic nou. Există soartă în domeniul performanței, în domeniul excelenței? Poți să spui că asta mi-a fost soarta sau n-am avut noroc? Eu nu cred în soartă. Cuvântul soartă pentru mine înseamnă o cârjă pentru oamenii care au renunțat la lupta vieții. Da, sunt anumite evenimente dramatice care pot să te lovească. Sunt anumite lucruri care apar în mod subit în viața ta și care oarecum îți perturbă mersul normal al vieții. Însă asta nu poți să o folosești ca o scuză ca să nu mai mergi înainte și să nu mai progresezi. Cât de important sunt oamenii de lângă noi în dezvoltarea noastră? Sunt foarte importanți, pentru că spunea cineva: dacă îmi faci o listă cu cei mai importanți oameni din viața ta, pot să-ți prezic viitorul financiar. Și să știți că a avut mare dreptate, pentru că oamenii pe care noi avem în jurul nostru, și nu e vorba doar de succesul financiar, dacă vrei să ai succes în artă, dacă vrei să ai succes în muzică, în orice vrei tu, contează foarte mult oamenii care te inspiră. Ei au o anumită energie, au o anumită calitate profesională, au un anumit tip de gândire care te pot face să crești, să te pot provoca mai mult sau te pot lăsa la un nivel jos. Tot John spunea că dacă ești primul în clasă, ești în clasa greșită, pentru că nu mai ai ce să înveți. Deci trebuie să te înconjori întotdeauna de oameni mai buni ca tine, fără să fii complexat. Pentru că e clar că nu le știi pe toate din lume și e clar că nu poți să fii tu cel mai bun în domeniul respectiv. Dacă ești foarte bun, trebuie să cauți oameni mai buni decât tine, care să te inspire și să te ajute să faci lucrurile mai bine. Deci ar trebui să ne comparăm cu oamenii mai buni decât noi sau cu nivelul la care putem să ajungem noi? Să ne comparăm cu oamenii mai buni decât noi. Păi dacă te compari cu cei care sunt inferiori din punct de vedere profesional, nu vei crește. Te vei lăuda tot timpul: vai, ce bun sunt eu în comparație cu ceilalți, dar nu vei mai crește, vei rămâne la un nivel mediocru.
Dar de ce să nu fii tu un ingenios, un creativ, un original și poate să nu te compari cu nimeni, să fii pur și simplu unic? Crede-mă că întotdeauna ai cu cine te compara. Și cel puțin la același nivel poți să înveți, să iei niște idei de la cei care sunt în breasla ta. Chiar dacă sunteți, să zic, cam la același nivel, dar noi suntem unici. Și poți să iei o idee de la cineva și să o îmbraci în originalitatea ta și tot ai crescut, ai progresat cu ceva. Dar da? Nu mai știu ce artist spunea că nu are niciun model în carieră, în viață și că vrea ca el să fie model pentru ceilalți. Dar înainte de a fi tu un model pentru ceilalți, nu trebuie să ai și tu... E clar că s-a inspirat de undeva. Fiecare dintre noi avem modele. Când ajungi la un anumit nivel, eventual te autoprovoci, da, ca să crești, dar tot ai ceva care te provoacă. Sinele tău, creator, te provoacă să crești. Dar în momentul când te-ai mulțumit și ai zis, da, e ok, până aici sunt cel mai bun, în momentul ăla începi să te duci în jos. Ionica, capitolul 5 din cartea ta e foarte, foarte interesant. Unde găsim cartea? O găsiți pe site-ul librăriei Maranata, pe site-ul librăriei Cărturești, puteți să o comandați. Da, și o găsiți acolo, se comandă foarte ușor, accesați link-ul, l-aveți și pe pagina mea, Ionica Herlea, și pe profil, am pus acolo prezentarea cărții și aveți și link-ul. Dar dacă dați librăria maranata.ro sau Cărturești, imperativele succesului, sau căutăm găsiți direct pe Google. Uite, avem aici o captură cu librăria Maranata, am avut poză mai devreme. Acolo putem comanda cartea lui Ionica. Important este să ne-o dorim. Asta e primul pas spre succes. Mulțumim mult, Ionica. Cu drag, și să aveți succes, provocați-vă și cu siguranță veți avea și rezultate. Trebuie să aveți răbdare și perseverență. Și să știi că în platoul Fresh este prietena noastră Cristina Podgoreanu, psiholog. Salut pe Cristina. O să... Te salut, Cristina. Bine ai venit la Fresh. O să continuăm discuția despre succes. Cristina, mulțumim pentru că ai acceptat, dar de data asta succesul, succesul la copii. Când ar trebui să devină un copil celebru? Dacă e bine să fie împins de mic în lumina reflectoarelor, cum ne susținem copilul? Vedem că avem un copil talentat, da? Cum îl ajutăm să se dezvolte? Cât de mult putem merge în direcția asta de celebritate, da? De expunere? Mergem cât de mult își dorește copilul. Cât de mult își dorește copilul? Cât de mult își dorește copilul și nu părintele. Deci, cât își dorește copilul? Subiectul, da. De când mi l-ai propus. Celebritatea, am spus, da. Așa, celebritatea copiilor, visul părinților, pentru că în multe cazuri cam așa este. Da. Din păcate, și eu mă lovesc frecvent de situația asta ca psiholog sportiv, sunt foarte mulți părinți care își doresc foarte mult de la copil. Poate mai mult decât poate el în momentul respectiv. Nu sunt de judecat nici părinții, pentru că e normal să ne dorim tot ce e mai bun pentru copil, să încercăm să-l ajutăm să se dezvolte, să aibă o viață frumoasă, ușoară, eventual să-i și pavăm drumul înainte și... Dar sunt situații când copilul nu-și dorește același lucru. Și aici mi se pare de discutat, pentru că, cum ai spus, de copiii care vor celebritate, sunt unii care chiar își doresc. Le place să cânte, să danseze, să meargă la concursuri, olimpiadă, să facă un sport. Dar mare atenție, că dacă își dorește cu adevărat acest lucru, se vede. Pentru că altceva nu-l mai interesează. Și ar trebui să așteptăm un semn de la copilul nostru, da? Să vină copilul să ne tragă de mânecă, să spună: neapărat. Mamă, vreau să particip la concursul ăsta. Neapărat, neapărat. Pentru că primele semne pe care le putem observa la copilul nostru în situațiile în care el nu-și dorește, este să nu aibă chef să meargă la ora de pian, să uite că are oră de antrenament, să îl doară burta, capul, efectiv, fel și fel de scuze, astfel încât să nu meargă, cu toate că nu poate exprima că nu vrea
activitatea respectivă. Și aici vreau să fac o paranteză, ei de foarte mici sunt împinși de părinți către foarte multe activități. Acum deja e o jenă să te duci undeva cu copilul și să nu facă nimic după școală. Deja te simți prost ca părinte. Da, e rău să dai mai multe zone și să vezi unde îi place copilului? Da, bineînțeles, dar nu se va stabili. Acum, că eu sunt cu sportul de performanță, pe toți îi sfătuiesc, cei care vin la mine cu copiii pentru sport de performanță, să vină de la 13-14 ani. De ce? Până atunci e o joacă, mișcare, bucurie. N-ar trebui să existe competiții foarte serioase la vârsta asta. Să ne oprim puțin aici la competiții. Ai un copil foarte talentat. Uite, aici vedem modeling, știm că e la modă în rândul celor mici. Ai un copil foarte talentat. Vezi că să pozeze, cântă frumos sau dansează. E un micuț artistă. De la ce vârstă ar trebui să o expunem? Să ne dorim să vadă cât mai mulți oameni cât de bun și talentat este copilul tău. La ce vârstă poate alege copilul? Copilul poate alege după ce într-adevăr a fost expus la mai multe opțiuni. Adică nu îi arătăm modeling-ul și doar modeling-ul. Și atunci, într-un fel, mi se pare că este împins pe calea asta. Ai un copil, să luăm așa al caz, da. Ai un copil extraordinar de frumos, cum sunt toți copiii, da? Și ți-e foarte drag de el, dar vrei să-l vadă toată lumea. Și la 3 ani, la 4 ani, vine cineva și spune, vreau să joace într-o reclamă copilul, sau vreau să-l pun pe coperta revistei nu știu care, sau vreau să pozeze sau să meargă la Fashion Week, îți dau un exemplu, Paris Fashion Week. La vârsta de 3 ani, 4 ani, decide părintele, nu e opțiunea copilului și acum... Care e cea mai bună decizie? Nu știu, acum depinde de fiecare. Poate mulți o fac și din punct de vedere material, că na, reclamele mai sunt și plătite. Nu vreau să luăm în calcul situația asta, care atunci poate, într-un fel, sunt scuzați. N-aș recomanda expunerea copilului atât de mic. Nu îi aduce niciun beneficiu. Nu știu dacă părinților în sine consideră că le aduce vreun beneficiu, cu toate că toți vor să fie... Că sunt foarte mulți părinți care au nevoie ce fac de în momentul confirmarea în care... și validarea. Da, celor din jur. Da, mergi într-o vizită cu copilul, nu hai mami, spune poezia. Nu faci pe spatele copilului. Pune poezia, că tu știi, sau cântecelul cu Moș Crăciun, hai să te audă Xulescu. Ia, hai, astea spune. Sunt nevoile și copilul, de aprobare ale părinților și astea sunt situațiile despre care... De asta cred că m-ai chemat să vorbim, de copii care nu-și doresc lucrul ăsta. Și de fapt sau sunt dorințele și nevoile părinților. Pentru că la 4 ani, eu mă uit la fetița mea care are 3 ani și jumătate. Dacă aș duce-o să... Ea e o micuță artistă acolo în casă cu noi. Viața ei e un musical, cântă, se bucură, merge ca pe podium, îi place să pozeze. Dar dacă eu aș expune-o pe ea, ce ar înțelege ea din asta? Adică ar fi mândria mea de mamă, nu? Da. Pentru că ea vrea să se joace cu păpușile, vrea să doarmă când e somn, să mănânce, să se uite la desene. Pe copil încă de mic le duci, cred că... Asta voiam să spun și eu, pentru că tu spuneai cât de mult își dorește copilul. Însă copilul știe, e capabil să înțeleagă cât de mult își dorește la vremea respectivă, la 4-5 ani, pentru că un copil trebuie să știască copilăria. Uite cum spunea și Anisa. Trebuie să doarmă, trebuie să se joace, trebuie să știească copilăria. Joaca e foarte important. El poate fi talentat, uite, dar vorbim că depinde și de ce domeniu vorbim. Dacă vorbim de sport de performanță, e o diferență față de modă, de exemplu, unde e destul de expus. De asta zic că un copil nu știe cât de mult e capabil așa să... Așa cum vine și poate să... plângă lângă tine, că vrea în parc, da? De exemplu, haide, tati, haide în parc. Ok, la fel poate să vină să insiste să-l duci la pian sau la balet. Da. Haide, că nu, întârzi și da, mă cunosc și asta cu fetele. Da, păi și asta e un lucru deci, bun. Asta înseamnă dorința copilului. Asta e un lucru bun, dar când mă gândesc la celebritate, la foarte multă expunere pentru un copil, nu știu cât de benefică e. Asta am spus și mai devreme, nu este beneficiu copilului expunerea la o vârstă fragedă. Sau, uite, vezi că
are o afinitate pentru ceva sau îi place vioara. Da. Al susține înseamnă să-i dai vioara, să-i plătești niște cursuri, să-l lași să cânte. Da. Asta nu înseamnă că trebuie să-l duci la competiții de la 5 ani, de la 6 ani, nu, dacă el nu-și dorește asta. Adică mă gândesc că e o presiune foarte mare. Și dar creezi... chiar competiția e benefică pentru un copil? Asta e întrebarea. Mic competiția pentru un copil, pentru un copil mic. Nu, pentru că îi scade încrederea în el, poate să-i mai scadă și dorința și plăcerea de a face acel lucru. Adică, efectiv, în urma unei competiții, unde n-a câștigat sau n-a fost cum trebuie, poate abandona activitatea respectivă. Eu țin minte că dorința a venit de la mine, o trăgeam pe bunica de mânecă, mama e hai la TikTok cu mine. Da. Adică n-a venit nicio clipă de la bunica mea. Și țin minte că am avut o decepție mare pe zona asta, am luat locul 2, minus 10, cum ar veni. Și am avut așa o... am trăit o dramă în universul meu de copil, pentru că mă vedeam cea mai bună, simțeam că trebuie să câștig bunica cumva ca să nu-mi scadă stima de sine. Mă încuraja și mi-a spus că cine știe ce plocon o fi dat la care a luat locul întâi. Și apoi în clasa 5 n-am mai participat. De fapt, cred că a refuzat bunica cumva ca să nu sufăr eu, m-a protejat. Te-a protejat. Și în clasa 5 tot așa am participat la un concurs cu elevi de liceu. Și bunica mea zis așa, te rog, mămăiță, nu participa, că nu o să câștigi tu, n-ai cum. Ceilalți au vocile lucrate, sunt mult mai buni și iar o să suferi. Și am zis, nu mă, mai sunt pregătită să mă bucur de competiție, nu mă interesează să câștig. Și am venit cu premiul întâi. Asta și era... trebuie încurajați copiii, da, să se bucure de ceea ce fac, să se bucure de tot ce înseamnă... nu neapărat competiția, ci ce presupune acea activitate, creativitate, imaginație, că își face prieteni noi, că se bucură, râde, să fie o plăcere în sine, orice își dorește să facă, dar să fie o plăcere. Probabil un copil poate fi mânat de dorința de a concura, că el se gândește, mă duc acolo, concurez ca să câștig, dar îl va afecta probabil pierderea. Foarte care bun. La momentul respectiv nu știe cum să gestioneze, dar cred că problema înfrângerea era respectivă. Nu poți să-i protejezi la nesfârșit. Adică, păi la un moment dat, da, la un moment dat. Trebuie să și vadă valoarea. Mă refer la muzică, la instrumente, chiar și în sport. Trebuie la un moment dat să vedem unde ne situăm, am evoluat. Dar nu asta trebuie să fie scopul în sine. Dar nu asta să fie scopul în sine. Aici, de aici încolo vorbim... Aici trebuie ca părintele să lucreze cu copilul. De aici încolo vorbim într-adevăr de performanță. În orice domeniu. Atunci când într-adevăr ne axăm doar pe un lucru și altceva nu mai vedem și doar asta ne dorim. Cristina Podgoreanu, mulțumim mult, drag, ne-a fost dor de tine, să știi, trebuie să fii mai des. Hai să ne bucurăm și de vremea frumoasă, pentru că ce credeți? Abi are o zi bună și ne dă vreme extraordinară. Am o zi proastă, dar vă dau vreme bună. Îmi pare rău, vrei să vorbim despre asta? E Cristina aici, am nevoie de somn, am nevoie de somn. Dacă puteți să-mi dați o pernă acum, știi, uite aici, Doamne, ce frumos arată, cu lună. Chiar frumos, când acolo nu văd niciun minus, chiar arată frumos. Auzi, îți promit eu, dă-ne vremea și bună și cu asta ai scăpat, poți să mergi să faci. Și mă trimiți la culcare, da? Te trimiți la culcare, da. Hai, perfect, atunci vă dau vreme bună, ce să vă spun. Avem temperaturi din ce în ce mai mari, deși o să avem ceva precipitații la noapte în zona Banatului, nu e atât de rău pentru că temperaturile vor fi în continuă creștere. Este un fenomen absolut fantastic, dar este minunat pentru că temperaturile cresc, chiar dacă vin ușoare precipitații pe aici, pe acolo, acolo o jumătate de oră, o oră, sunt precipitații normale pentru anotimpul primăvară, așa cum am învățat de când eram mici la grădiniță, primăvara și toamna avem ploi, vara avem secetă și iarna avem nisori. Primăvara avem ceva precipitații, avem ceva averse. Temperaturile de mâine sunt mai crescute decât cele de astăzi și vom ajunge în jurul temperaturii de 20 de grade la Craiova, dar și în lunga Dunării.
acolo unde cerul va fi înorat, dar vor exista și câteva raze de soare. Nu vă speriați, nu vine ploaia mâine. Nici poi mâine n-o să vină, abia sâmbătă seară o să fie acoperit cerul de nori și... Stai liniștită, exact. Somn ușor, Abi. Stai puțin, numai puțin vreau să-ți mai spun ceva, Anisa. Da. Noi ne bucurăm de vreme bună, dar cei din zona de nord a Transilvaniei și cei din Banat se bucură de ceva ploaie, dar e bună pentru agricultură. Să ne trimiteți, dragilor, de aici cereale și alte asemenea minuni. Cei de la care sunteți în zonele de câmpie cereale, că cei de la munte puteți să ne poate trimiteți. Poate nu se bucură, dar asta e viața, ce să faci acum? Noi bucurăm, după aceea, cine știe, poate facem o producție extraordinară în Timișoara, o să facem o producție extraordinară de grâu și din momentul ăla o să ne scadă prețul la pâine și o să scadă toate prețurile și atunci o să fim și mai fericiți pentru că a plouat. Da. O și la părinți? Asta e. Ia uzi. Invitatul și-a făcut intrarea. Păi trebuie să știu și eu, Gelu, nu? Chelu de la Click. Bine, nu e Chelu. Gelu, Chelu. Și am venit special Chel de data asta. Da, de ce? Bravo, Gelu. Pentru că am tuns pentru Minnie Mouse. Nu știți? Iar pleacă la Paris. Vreau să vă spun ceva. La Paris o să prindă vreme mai rece decât în București. Așa că zic să rămână la București. Peste două săptămâni? E bine, peste două săptămâni o să mai încălzească. Dar acum hai lasă că îți punem bețe în roată. Să nu mai pleci la Paris. Păi toată ziua pleci la Paris fără să ne iei pe noi. Hai și cu noi. După aia îți dăm vreme bună. Păi, păi el vrea să ne ia. Abi s-a măritat, cum să iau cu mine? Tu ești măritată, cum să vă iau cu mine? Păi cu totul ne iei. Voi exact. Insulat, voi iau tot familionul și soțul și cățelul și purcelul și, și iepurele și copilul. Așa se merge, la pachet. Mergem. Bine, deci pleci la Paris. Da, din nou. Iar o cauți pe Mini. Da. Știi mai că de... ai zis că următoarea dată pleci cu noi, deci acum era păi rândul să pleci. Nu știu unde cu... ați fost voi când mi-am luat eu biletele. Unde ați fost? Nu știu, nu ne anunțase, ați luăm și Roma. Noi. Am dar fost la Roma. Fără mine. Mergem împreună weekendul viitor. La Roma. Dar ia spune-mi tu mie, în perioada asta în care tu te duci pe la Mini, mai scrii ceva? Dacă te n-am scris. Da. Ai văzut ce am scris? Nu. Păi nici eu n-am venit cu ziarul. Ba da, e nici altă mai. Ai zis bine, am venit cu ziarul. Cât crezi că mai rezistă ziarele tipărite? Ziarul tău poate. Rezistă, rezistă. Dar de ce, de ce au dispărut așa de multe? Pentru de că n-au fost profi ca noi. Care e secretul vostru? De ce ziarul vostru rezistă și în format fizic și în format online? Pentru că venim mereu cu noutăți. Pentru că suntem cei mai buni, suntem primii. Bine, ai lasă reclamat, am înțeles că te plătesc bine. Dar spune-ne ceva de unde concret. Unde ai aflat noutăți? Spune-ne ceva concret. Eu și ies ca ce avem salariul. Tu ai articole pe online pe care nu le publici în ziar. Da. Care e secretul? Cum îți dai seama care e targetul de acolo, care e targetul de acolo, ce se caută pe internet, ce se caută în de format? De multe ori articolele de pe site se vede cât sunt de citite și dacă sunt foarte citite, se publică și în ziar. Sau invers. Dacă ziarul are un articol bun și e vândut, ziarul se publică de prima pagină și pe online. E cumva pe lângă comportamentul consumatorului, care s-a modificat foarte mult, mai ales și acum cu pandemia și cu asta, mai există și o criză a hârtiei. Există, da? Dar nu mă bag în asta, că nu, dar este clar că ziarul nu mai este atât de dorit, răsfoit, mirosit ca pe vremuri. Bine ai zis. Nu? Există acel miros, acel... Da, deci stăteam în metrou și așa. Sincer, n-aș face asta, adică cine se gândește când e în ziar să te apuse miros de ziar? Păi da, că are miros interesant, miros de... Miroase oricum când îl iei și le răsfăiești, așa că... Miroase foarte fain. Dar știi ce am văzut azi pe rețelele de socializare pe Instagram? Mi-au sărit în ochi, mi-a sărit un profil cu cărți și reviste de pe vremea dinainte de 89. De pe vremea știi? Da? Da. Erau povești istorice, erau cărțile aia de citire, de matematică, de istorie. Am văzut universul copiilor, am văzut cutezătorii, coperțile și pagine din... Cine mai e interesat de astea? Eu. Nu, acum, sincer, lăsând la o parte, eu chiar serios.
se mai vinde ziarul? Se vinde, se vinde. Eu n-am mai citit un ziar. Bine, de... se vinde, dar nu, oricum nu mai are același tiraj, nu mai are. În copilărie, în copilărie, cred că la școală. Când în copilărie n-ai citit? Ba da, am citit un ziar în copilărie. Eu am mai văzut pe la semafoare oameni care vând. Știi, merg foarte mult. Să meargă omul să cumpere ziarul. Uite, eu merg și cumpăr, și cumpăr zilnic. Păi bine, tu ai legătură cu asta. Și îmi place să citesc. Citești și alte ziare în afară de Clip? Da, am și alte ziare în geantă. Da, voi aveți o statistică cât se mai cumpără, cât se mai vinde. Da, nu gelul, dar așa este la... Nu am eu asta, dar vrei să spun ceva? Da. De obicei merg cu taximetriști care îmi spuneau, mă văd că opresc să cumpăr ziare și îmi spuneau, pe vremuri și eu cumpăram ziare. Uh-huh, uh-huh. Nu mai cumpără oamenii, nu mai cumpără cum cumpărau. De dar ce, oamenii oare? Cumpără pentru integrame, pentru noutăți, uh-huh, uh-huh, pentru tot felul de, pentru program. Cine se mai cumpără acum când și femeia de 70 de ani, 80 de ani are smartphone și da, se uită păi, la... Păi, foarte bine, ce, n-are dreptul sau cum? Păi ba da, asta zic, că acolo găsești orice, adică nu-ți mai trebuie... Foarte cool. Apropo de ziare și așa, și legat de subiectul care ziceam mai devreme de pe Instagram, de coperțile din reviste încutezătorii, dacă ți-aduci tu aminte, era un almanac cutezătorii. Însă nu. Și acolo am văzut prima oară că s-a deschis Disneyland. Acolo ai văzut-o prima oară? În 80 și ceva, în ce an. Acolo am văzut. Păi doar așa poți să mai vorbești pe ziar anii 80. Da. De cât timp ești ziarist? Din, am vreo 30 de ani aproape. A fost singura ta meserie, nu? Da, eu am terminat istoria. Uh-huh. Și o să cad cu acest... Așa este bine, da. Genul. Vrei să spun cum era înainte? Cum se făcea presa înainte? Că se scriau de mână, se duceau, se... Da, tipăre, da, da. Se băteau la mașină, erau dactilografele, te duceai cu poze decupate din ziar, pentru că din revistele de afară, pentru că nu exista net și n-aveai... Ah, era furt și pe vremea aia, le furați pe alea din afară și le... Nu era furt, era... Păi dacă decupai poze din afară, din alte reviste? Era preluare. Așa se făcea, preluare, dar așa se făcea pe vremea aia, așa se făcea preza. Uh-huh. Știi? Sau făcea interviuri cu vedete de la noi. Dar se dădea sursa măcar. Nu cred, nu mai mi-aduc aminte. Nici nu era relevant. Dar era mai scump un ziar înainte, adică când se scria la mașină. Așa, și după aia le scriai la mașină, nu? Nu le scriam, erau dactilografe care le scriau special. Aha. Și le duceau, foaia așa, se prindea cu clama fotografia, se puneau într-un dosar și se duceau mai departe. Care a fost prima revistă, primul ziar la care ai lucrat? Universul Copiilor. Nu mai există. Și nu mai există. Și m-am dus și mi-au dat, cum se numea, știi că aveau șerifii acei, uh-huh, insigne. Insigne. Da, care a fost primul articol pe care l-ai scris? Cred că a fost în Supermagazin, dar nu mai știu care. A fost ceva cu serialul Dallas, pentru că v-am spus că așa am început eu, uh-huh, uh-huh, serialul Dallas. Am tăiat tot ce am găsit de prin revista. Am și venit sau n-am venit cu... sau urma să vin cu acele caiete. Nu, ai caiet, mai ai încă? Păi știi cine ai venit? Ți-am și spus subiectul de azi. Păi, dar n-am venit. Nu, n-ai venit niciodată. Păi și unde ai venit? Că nici tu te-ai dus la alte emisiuni. Lasă că să vezi ce fac după emisiune. Voi mi-ați spus. Dar de-a lungul anilor, ai scris, cred mii că mii de articole. E un articol care ți-a rămas așa în minte, mă, extraordinar, care e la sufletul tău. Nu mai știu. Nu? Nu. Am scris un articol despre niște frați gemeni de la 7 TV. Deci s-a rămas în minte. De mi-a rămas în minte, da. Și noi, tu ne-ai rămas în inimă. Articole pe care ai fost nevoit să le scrii, pentru că așa ți-a fost impus, pe anumite teme. Nu. Nu? Mi s-a impus. Tu ai avut libertate dintotdeauna, da, să scrii pe... Nu mi s-a impus niciodată să scriu un anumit articol. Că uite, noi la știri, pe vremea în care prezentam știri, aveam știrea în promptă și trebuia să o citesc, că îmi plăcea, că nu-mi plăcea, sau să o dezbat în subiectul respectiv. Întotdeauna am făcut interviurile care mi-au plăcut, întotdeauna am făcut materialele care mi-au, uh-huh, plăcut. Nu cred că mi-a impus cineva vreodată să scriu despre cineva. Înseamnă că ai avut noroc, ai fost la... Hai să o luăm așa. Deci tu ai început cu Universul Copiilor. Da, un fel de colaborator. Așa. După, de, la Click de cât timp ești? Din 2013. Ai ceva și acolo. 7 ani. Dar câți ani ai? Cât de presă sau de... Câți nu ai spus că ai 30 de ani de presă, că ai de ești în 2013. Că ai fost la ziua mea. Doar știi cât am făcut. Nu. Știu doar că a fost 47. Tu ai 47? 47. Să fii sănătos. Da, 47.
Nu-mi dai? Ziceai 3-7 atunci. Dar pe că le știi cum e aia, mă. Parcă pe tortul tău 3-7 scrie. Ea 4-7. Și de fapt are 57. Dar nu, par sincer, par maxim de 67, mai mult nu. Glumesc. Nu, eu am crezut că ai 37, că eu nu, așa. Nu, și eu credeam că ești mult mai... Mult mai învățat? Da, mai vreo 32, 33. Mulțumesc, sunteți voi drăguți. Și ai de gând să rămâi în zona asta? Ai putea să faci altă meserie? Nu știu. Poate da, poate nu. Apar nu. Nu te-ai gândit? Mi-ar fi plăcut să fac PR de televiziune. Ce să fii? PR de televiziune. Păi ai început deja. Am văzut că te ocupi de câteva nume. Ni le-ai trimis și nouă la emisiune, ni le-ai recomandat, ni le-ai prezentat. Da, nu. E o joacă, ca să zic așa. Păi în joacă ajungi celebru. Da, în joacă se întâmplă chestii. Mi-ar plăcea să fiu PR de televiziune. Uite, să scriu despre voi toată ziua. Nu cred. Păi trebuie să fii PR. M-aș dar poți să scrii despre noi toată ziua și vezi și noi ne bucurăm. Și vezi în joacă unde ajungem. Exact. Păi ați ajuns deja. Nu sunteți deja cunoscuți? Păi cu ajutorul tău. De când ne-ai băgat în ziarul ăla, ne caută toți din toată lumea. Nu știu să-ți spun, se câștigă bine sau nu se câștigă bine. Îți ajung banii lună de lună sau pe la sfârșitul lunii? Da. Acum da. Dacă mai faci te ocupi de mai multe. Nu, acum da, că mi s-a mărit salariul. Deci pe 30 de ani ți s-a mărit salariul. Bravo, Gelu! A meritat așteptare. Trebuie să ne scoți la o pizza. Sigur, da, din păcate acum am mâncat. După, mâine. După mâine am niște evenimente. Atunci la Disney ne iei cu tine, da, că tot ți-o scumpi salariul, ți-o s-o mări salariul. Bun, și tu mergi la Disney până o convingi pe Minnie să vină cu tine aici. Sau nu cred că vine cu mine aici, că e cu Mickey acolo. E cu Mickey, da? Persistă dragostea lor. Da. Ne bucurăm că ai trecut pe la noi. Și eu mă bucur. Îmi pare rău că n-ai venit cu notițele alea, cu pozele, cu caietelele, cu așa. Las că vine data viitoare. Sunt grele. Sunt grele. Păi îmi imaginez, dar dacă le cărai pe vremea aia, sigur poți să le cari și acum. Da. O să facem o fotografie cum am apărut atunci în ziar și cum aș putea să fiu acum cu ele. Pentru că am apărut în super magazin cu... S-a scris despre mine prima oară. Ah. Și eram un caz, ca zic așa. Și cum se numea articolul? Gheorghe Chelu a strâns mii de informații despre actorii din Dallas și nu știu. Vă aduc articolul, că am poz. Mergem. Dar acum citim. se mai face presă cum se făcea înainte? Acum mai adun informații? Sau tu de unde? Cum îți scrii articolele? Te duci cu reportofonul? Te duci cu reportofonul, faci interviu? Sau depinde dacă scrii despre un material, despre emisiunea de televiziune, de exemplu, cum e în culisă la voi. Îți adun informațiile. Uite, sunt 3 cameramani, 3 camere, 2 monitoare. Uh-huh. Niște pereți aici luminoși. De câte ori trebuie să mai vii la noi ca să-ți adun informațiile alea odată? Că mi-ai promis un articol, ai luat informații să scriu un articol despre mine pe un anumit subiect și nici acum nu l-ai publicat. Cred că s-a pierdut înregistrarea. Trebuie să o facem din nou. O facem din nou. Acum după emisiune. Dar o vreau și pe online și tipărită. Sigur. Mulțumim Gelu de la Click, Gelu Chelu. Să sperăm că ziarele vor rezista cât mai mult. Și sperăm că și noi cu Fresh Access vom rezista cât mai mult. Fără îndoială vom rezista, dar rămâneți alături de A7 TV, pentru că urmează linia Ilui Mureșan. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumim! Bucurii, fericire, sănătate! Ne vedem mâine cu o super ediție Fresh! Și hai să citim ziarul! Hai! We'll be right back.